Laudat să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, dragi ascultători, să-L urmăm și noi pe Domnul, pentru ca, împărtășindu-ne prin har de crucea Lui, să avem parte de înviere și viață. Aceste cuvinte le-am ascultat la îndemnul inițial al Sfintei Liturghii de astăzi. Ele ne arată semnificația Săptămânii Sfinte pe care o începem împreună. Urmarea lui Hristos pentru a ne împărtăși din harul morții și învierii sale. Descoperim astfel două acțiuni care ne aparțin în mod deosebit în această săptămână mare și sfântă. A-L urma pe Iisus și a fi părtași prin har la crucea și învierea Lui. De altfel, aceste două verbe, a urma și a avea parte, ne indică și sensul celor două fragmente din Evanghelia după Matei pe care tocmai le-am ascultat. Cel inițial al intrării triumfale în Ierusalim a Mântuitorului și cel de-al doilea, ce cuprinde relatarea pătimirii și morții lui Iisus pe cruce. Plecând de la aceste două acțiuni, putem așadar să înțelegem cum putem trăi cu folos timpul sfânt ce ne stă înainte. Înainte de toate, a-L urma, a-L însoți pe Iisus. În cadrul intrării lui Iisus în Ierusalim, descoperim că multă lume îl urmează, îl însoțește. Este vorba despre ucenicii săi, dar și de toți pelerinii care urcau spre Ierusalim pentru sărbătoarea Paștelui. Aceștia îl aclamă pe Hristos drept fiul lui David, regele Israelului, Osana, fiul lui David. Astfel, ei își arătau speranța că Iisus este Mesia, cel mult așteptat, acela care va instaura domnia lui Dumnezeu. Cum însă se explică faptul că acești pelerini, acești ucenici care îl urmau pe Iisus, vor amuți atunci când peste câteva zile locuitorii Ierusalimului vor striga, răstignește-L. Probabil că ei nu își închipuiau și nici nu sperau un Mesia care să fie proclamat rege pe cruce. Probabil că îl urmau pe Iisus dorindu-și de la El doar eliberarea politică a poporului de sub jugul roman. În schimb, Iisus, îmbrățișându-și crucea, le-a arătat celor ce-L urmau că El are de înfăptuit o eliberare mult mai radicală, eliberarea omului de întunericul unei vieți trăite în egoism și în frica de moarte. Hristos este într-adevăr Mesia, este rege, dar întrucât are puterea de a intra cu lumina iubirii sale în mormintele inimilor noastre și de a retrezi acolo viața. Și noi astăzi suntem invitați să-L urmăm pe Hristos în Săptămâna Sfântă. Dar cu ce dorințe în suflet? Cu ce fel de speranțe? Ce fel de Mesia căutăm în El? Dacă ne oprim la dorințele care văd în Iisus doar un garant al propriei bunăstări, materiale sau sociale, al propriei noastre comodități, atunci urmarea noastră riscă să devină sterilă. În Săptămâna Sfântă suntem invitați să urmăm un Mesia care nu ne asigură simpla fericire pământească, ci vrea să ne dăruiască fericirea lui Dumnezeu, fericirea de a iubi, fericirea de a ierta. Ramurile pe care le avem în mâini se devin așadar semnul dorinței noastre de a-L urma cu adevărat pe Hristos Regele și de a primi eliberarea profundă pe care El dorește să o înfăptuiască prin moartea și învierea Sa. Astfel ajungem la a doua acțiune, ce corespunde Evangheliei pătimirii lui Iisus. A avea parte, a ne împărtăși din crucea Domnului
pentru a fi părtași la învierea Lui. Cum însă putem avea noi parte la crucea lui Iisus? Înainte de toate, rămânând îndelung în rugăciune în fața răstignitului, lăsându-L să ne vorbească. Unul dintre cei mai mari teologi ai secolului al XX-lea, Karl Rahner, spunea în felul următor: pentru ca să-mi dau seama cine este Dumnezeu, am nevoie doar să îngenunchez înaintea crucii. Și noi putem face acest lucru mai des în Săptămâna Sfântă. Îngenunchem înaintea răstignitului pentru a vedea pe cruce un om Dumnezeu, cu brațele întinse într-o îmbrățișare veșnică, destinată să învăluie fiecare om, pe fiecare dintre noi. Privim răstignitul și vedem în el un om Dumnezeu care nu cere nimic pentru sine, care nu strigă: amintiți-vă de mine, săriți-mi în ajutor, ci până la ultima respirație se uită pe sine și se preocupă de cel de alături. Astăzi vei fi cu mine în paradis. Privim răstignitul și astfel vom reuși să descoperim punctul în care iubirea veșnică a lui Dumnezeu pătrunde în lumea noastră asemenea unei picături de foc, ce vrea și poate să înflăcăreze inima fiecărui om. Cu alte cuvinte, a ne împărtăși din cruce înseamnă a deveni părtași la iubirea revărsată de pe cruce asupra vieții noastre. A avea parte de cruce înseamnă a lăsa ca această picătură de foc să intre mai ales în întunericul nostru, în egoismul și păcatul nostru. Pentru a realiza ce înseamnă a fi părtași la crucea lui Iisus, pentru a avea parte de înviere, ne putem folosi de relatarea unei întâmplări ce a avut drept protagonist un faimos pictor japonez. Acesta din urmă pictase pe un vas din porțelan un peisaj încântător cu munții locului său de baștină. Într-o zi, acest vas, din neatenția menajerei, a căzut și s-a sfărâmat în mai multe cioburi. Artistul a strâns toate cioburile și cu o imensă răbdare le-a lipit între ele, refăcând la loc vasul. Dar pentru a aminti ceea ce se întâmplase vasului și recompunerea sa, a introdus altceva. A pus între cioburi, atunci când le lipea, un fir de aur. Astfel că acum, după ruptură și recompunere, vasul parcă era mai frumos decât înainte. Un adevărat mozaic cu fir de aur, iar vizitatorii casei sale se minunau și mai mult la vederea acestui vas. Patima Domnului nostru Iisus și moartea Lui pe cruce este asemenea acelui fir de aur dintre cioburile vieții noastre. Ciobul trădării, al renegării, al izolării, al violenței, al dominării celorlalți, al infidelității sau chiar al necredinței. Vestea cea bună acestei săptămâni sfinte este că toate aceste cioburi din viața noastră sunt străbătute și însoțite de iubirea și iertarea răstignitului. Sângele și apa ce izvorăsc din pieptul său reprezintă firul de aur prin care vasul vieții noastre poate deveni chiar mai frumos decât ca înainte egoismul nostru să-l frângă. Să-l urmăm așadar cu umilință și încredere pe Hristos pentru a ne împărtăși din iubirea răstignitului și pentru a putea cânta în noaptea învierii bucuria unei inimi readuse la viață. Lăudat să fie Iisus Hristos!